la confirmarea faptului că Dinamo este în grupele cupe UEFA. Moții nu s-a înțeles cu Pleșean, până la urmă mingea a rămas la fundașul nostru, degajează Tamaș, iese Mateo Ferrari, Ferguson, așează pentru Cahill, Margaritescu a încercat să blocheze, mingea a ajuns la Neville, pasă cu exteriorul pentru Marcus Bent, degajează Moții, face pressing Chihaia, lângă el era și Bălțoi. Pleșean vede și el cartonașul galben. De ce oare a fost nevoie de acest faul la centrul terenului, în acest minut, la acest scor? Sigur că pe final de meci mai cedează și nervii la câte au încasat. Dar este foarte rău accidentat un jucător al lui Arteta, este, nu? Să sperăm că nu e nimic grav cu jucătorul spaniol. Toți ochii sunt ațintiți către acea zonă. Îl văd și pe Grigorie, uitându-se și nevenindu-i să creadă. Spuneam că pe final sunt de înțeles aceste răbuvniri nervoase, dar cred că Mihăiță a exagerat. A căzut foarte rău Arteta. Putea să ia chiar roșu Pleșean pentru această intervenție întârziată. Este posibil ca Arteta să nu mai poată continua această partidă. La cât a stat întins, cred că nu va mai continua această partidă. Eu sper să nu fie ceva mai grav. Este clar că e ceva grav, pentru că n-are niciun interes să tragă de timp. Citesc pe fața lui Pleșean remușcări. Cred că și-a înghițit limba Arteta. A fost pus pe o parte, tocmai pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Să nu fie însă ceva mai grav. Toată lumea este cu sufletul la gură, iar suporterii lui Everton îi scandează numele lui Arteta. Andone mai are o schimbare la dispoziție, ar trebui poate să-l scoată pe Pleșean pe acest final de meci. Să nu fie vorba de ceva mai grav la gât. Stă cam de mult acolo jos spaniolul. Da, primește îngrijiri medicale și toată lumea, cred că la același semn, vor trebui să-l ridice pe Arteta și să-l pună pe targă. Pleșean căzut pe gânduri, cred că regretă ce a făcut. Îl văd și pe Florentin Petre punându-și mâinile în cap. O seară care nu ar fi trebuit să se încheie în felul acesta.
Arteta are un fel de atele în jurul capului, în jurul gâtului. Este o proteză care de obicei se pune pentru a deține cât de cât controlul medical până în momentul unor analize, unor investigații mai amănunțite. Să sperăm însă că spaniolul nu a pățit ceva grav și că își va putea reveni foarte repede. Everton termină acest meci cu un om mai puțin. Mai sunt puține momente până la finalul partidei. S-au dus de mult